Am revenit cu cei mai tari legendari, așa că apăsați butonul de like și să-i dăm bătaie. Așa că începem direct Trophy League-ul, care s-a terminat și după cum vedeți am făcut rost de 1780 de Star Points. O să dăm collect și ia-ți vă câte trofee m-a scăzut. Ei bine, m-a scăzut undeva la 400-500, mamă, vreo 500 și ceva, cred că, de fapt nu, 600 de trofee m-a scăzut. Da, undeva la 600 de trofee m-a scăzut, foarte, foarte mult, dar asta e, nu am ce să fac. Dar eu mă bucur pentru că am reușit să fac rost de 11.597 de Star Point. Ei bine, opa, ceva info. Capture all halt on to win. Ok, asta știu. Ai, mi-a dat info, ok, am apăsat din greșeală acolo, scuze. Ia să vedem și noi ce am mai făcut la rewards. Suntem încă la 44, bun. Pe shop avem un free box. Ok. Lucy Bell și văd o epică la 169 de gems. Bă, ești nebun de cât de mult timp nu am mai văzut epică pe shop. Foarte tare. Și practic ce epică îmi lipsește mie? Ia să văd. O epică. Eșe cromatic, meg legendară, MB. Griful. Deci practic dacă îl cumpăr, îl iau pe grif. Interesant, oricum. Hai să vedem și noi ce putem să luăm. Avem un skin. Nu te cred că pot să-mi iau. Nu te cred ce deal bun. Deci fiți atenți. Am așa. Pot să-mi iau skin-ul Nightmare Mecha Crow. Ar fi primul meu skin cumpărat. Nu mai am alt skin. Sau mi-am mai luat încă, nu mai țin minte, dar ar fi tare să-l iau. Eu zic să-l iau și pe lângă asta, uite că îmi rămâne și de un mega box gratis. Așa că apăsați butonul de like pentru că vreau să intre, bineînțeles, de fiecare dată când luăm ceva nou, să fie memorabil. Așa că hai să vedem ce să luăm prima oară. Eu zic mai întâi să iau skin-ul Nightmare Mecha, nu știu cum se pronunță, iar apoi să luăm și mega box-ul cu 1500 de Star Points. Hai să vedem. Sau să iau mega box-ul, să nu-l iau, nu știu. Ok, primul skin cumpărat, hai să-l cumpărăm. Ia uitați-vă, domnule! Băi, ești nebun? Trebuie neapărat să-l folosesc. Ia să vedem câte Star Points mi-a mai rămas, 1597. Eu zic totuși să-l iau pentru că oricum, până mai reușesc eu să strâng iarăși Star Points, o să doresc destul de mult. Asta doar dacă joc la Power League. Așa că eu zic să-l iau. Cine știe, poate îmi pică ceva bun. Hai să vedem. Bum! Deschidem și mega box-ul. 5 iteme, uite că mi-a luat țeapă. Asta e, nu-i problemă. Nu mi-a picat absolut nimic. Dar ia să vedem și noi skin-ul meu pe Crow. Bum. Unde e boss? A, aici, scuze. Bam, și l-am luat. Și hai să jucăm și noi cu el măcar. Oh, aș putea să-i dau. Stai puțin că am 1000 de coins, bă, eu zic să păstrez astea 1000 de coins pentru că mai apar gadget-uri pe shop și eu zic să iau așa. Hai să joc puțin cu Crow, bun. Ia să vedem, am mai deschis ceva? N-am mai deschis nimic. Ok, hai să vedem și noi cum, la ce să jucăm. La Brawl Ball, la Power League a juca. No, hai să pușez puțin să văd dacă reușesc. La show dau un plus. Na. Fiind cu Crow, nici nu mă uitați să văd ce hartă e, sincer. A făcut o greșeală. Nu faceți ca mine. Mă, arată super șmecher skin-ul. Sincer. Oh, și din asta electrizant. Parcă dacă nu era... Da, mă, deci dacă nu aveam skin-ul ăsta, nu era așa electrizant. Electrizant? Oh! Bun. Woo! Nu mă duc, nu vreau să mă risc. Ok. Ah! Nu! Mamă, ce mi-o dădea! Mai suntem 8. Deci sigur e cineva aici. Ok. Mamă, mai mult ca sigur e cineva acolo.
Suntem 7, n-am luat niciunul, dar măcar suntem pe drumul cel bun. Din câte am văzut, dacă ai skin șmecher, ca să zic așa, skins cumpărat din astea, skinuri mai faine, mulți dintre voi mi-ați spus, într-adevăr, că dacă ai, se feresc de tine, pentru că au impresia că ești mult mai bun, adică într-adevăr ești mai bun, probabil. Bun, nu știu de ce am activat ultimata din prostie. Nu trebuia. Ok? Și ăștia te consideră mai bun, le e frică de tine și de asta. E într-adevăr. Bun. Oh, mă încetinește. Noi suntem 4. A, dar am luat unul, mă. Aveam impresia că nu am luat niciunul. Bun. A, nu te cred. Trebuia să activez ultimata direct acolo. Dar era Jesse. Are 9 power cube, ești nebun. Ia, 6. Practic 8 trofei am luat, nu? E bine. Am rang 21 pe crau. Acum am văzut. Bun. Bă, acum ce e nașpa, pentru că o să trebuiască să vedem și noi. Încoverim 700 de trofei. Mamă. Chiar mă smui și eu ce șansă la legendar mai am. Bă, de ce tot ieșiți? Eu nu înțeleg pe ăștia care tot ies. Nu înțeleg. Ia să văd ce șansă am și eu la legendar. Nu puteam, trebuia să mă ușor înainte. Să mai iau. Aici. Bum. 0.05 mi-a mai crescut. Aveam 0.03 parcă. Ok, am jucat și cu Crow. O să încerc să joc la Power League, nu știu când. Ok, ia să vedem încă o chestie pe care vreau să o văd. Băi, Squeak, rang 10, hai să mai dăm încă un match, tot cu Crow. Dar hai să jucăm și noi la Brawl Ball, știi? Sau la Knockout. Sau să fac un quest. A juca la un quest, la Siege. Defeat 24 enemies în Siege. Hai să facem și noi quest-ul ăsta. Dar bineînțeles cu cineva... cu cine aș putea? Shelly. Ar fi singura. Sau Nita. Hai cu Shelly, o să mă duc cu Shelly la Siege. Bun, bam. Și poate am noroc. Bun, la asta la vreau la Map Maker, pentru că dacă joc la normal, varză, caput. Nu îmi dă mă hartă din asta. Eu am crezut că îmi dă o hartă mai din aia, mai nebună, antică. Ca să zic așa, hai să mă duc și mai repede să iau. Mai bine jucam normal decât să joc așa la Map Maker, n-avea nicio șansă. Du-te mă de aici, mă. Mamă, și mi-activează și Star Power-ul direct. Really, bro? Really? Sunt rang mare ăștia, mă, și de asta. Hai să mă duc direct pe ei. Bă, frate! Ce-au dat-o, nebunii! Ok, hai că l-am luat. Mai avem 5 la viață, oricum suntem morți, dar eu vreau doar să fac ăsta, quest-ul, dar din păcate uite că nu l-am putut face, așa că... Bun! Ok, am mai luat încă 1, 2. Da, și o să vină acum ăsta, deci nu mai avem nicio șansă. Greuț. Hop! O să mă ascund aici, pentru că altfel n-am ce să fac. Și o să încerc pe cât de mult posibil să-l iau. Nu l-am luat, am luat doar 2, atât. Ok, bine măcar că s-a terminat repede meciul. Da, 2. Asta e. Așa că o să ne vedem mâine cu un nou episod Forțărul de Tot cu cei mai tari legendari. Și scrieți comentarii dacă vă place skin-ul pe care l-am luat. Oh da, salutare!